În 1347, 1347, în octombrie, flota genoveză se întorcea de pe Marea Neagră, ducând un cargo, un transport sinistru, îngrozitor, sentința de moarte a Europei. Când navele au ajuns la Messina, un port din Italia, autoritățile au descoperit că majoritatea marinarilor erau deja morți. Cei care nu muriseră încă erau plini de bube și arătau îngrozitor. Au interzis ancorarea navelor în port, dar era prea târziu. Scăpați prin frânghiile ancorelor și înotând spre țărm, șobolanii de la bordul acestor vase au adus plaga bubonică în Europa. Dictatorul acestei plăgi bubonice și-a început marșul devastator peste Europa. În primăvară anului care a venit, boala a trecut granițele Angliei. Drumurile comerciale au transportat microbii în toate țările Europei. Timp de 5 ani, 25 de milioane de oameni au murit, o treime din întreaga populație a Europei. Știți că este ceva mai îngrozitor decât o asemenea plagă? Se numește păcatul. Știți că ea face mult mai multe victime decât epidemia bubonică din Europa, moartea neagră a Europei? În fiecare an, milioane de oameni distruși de alcool, de droguri, de crime, de bătăi, de războaie, se duc dintre noi, uciși, nemilos, de acest monstru îngrozitor care se cheamă păcatul. Știți că noi ca și biserică avem de luptat împotriva acestui monstru, împotriva acestei epidemii? Știți că este geabul fiecăruia dintre noi? Știți că un asemenea război nu este nici ușor și nici ieftin? În seara asta vă rog din toată inima să fiți generoși cu lucrarea Domnului. Construim o nouă biserică. Mai avem două săptămâni de stat aici și apoi a treia săptămână ne mutăm acolo. Am ajuns la fundul sacului cu banii. Promit să mă duc în continuare și să fac rost de bani și să cer de la alții. Am făcut-o până acum. Pot să vă spun cu bucurie că Domnul m-a ajutat să adun de la alții și de la mine și de la familia mea aproximativ 50.000 de dolari. Și vreau să continui să aduc mai mulți. Mă rog Domnului să mă ajute măcar 100.000 să reușesc, dar probabil, nu știu dacă va fi. Dar totuși vreau să vă spun că responsabilitatea cea mai mare e asta noastră. Eu știu că sunteți darnici. Dar e bine să fii darnic când e nevoie. Nu? Acum suntem în nevoie. Știți că același păcat, monstrul acela care distruge sufletele oamenilor, ne face într-un asemenea moment zgârciți? Și nu numai că suntem zgârciți, dar ne oferă explicații de ce nu dăm. Ba, Blascău e nu știu cum e, ba, locul acela e nu știu unde, ba că sunt multe maile, ba că cineva m-a vorbit de bine, m-a vorbit de rău, eu știu, dar găsim suficient de multe argumente să nu dăm. Vreau să vă spun că am luat o decizie, sunt hotărât să nu mă uit niciodată câți bani a dat cineva la biserică. Nu vreau să știu absolut deloc. Pentru că nu vreau să tratez oamenii diferit, toți sunteți frații mei și vreau să vă iubesc la fel pe toți. Dar este cineva care se uită.
Eu sunt foarte uimit că Domnul Iisus Hristos s-a uitat la colectă. Era la templu și a văzut că se face colecta. Știți pe ce ne-a lăudat? Pe o văduvă necăjită care a dat ultimii ei bănuți, toți banii care a avut. Asta a dat tot. Acum o să spuneți, e foarte ușor să dai tot când n-ai aproape nimic, nu? Știți povestea aceea? Cineva a fost întrebat, măi, dacă tu așa ai avea doi boi, i-ai dat Domnului unul din ei? Sigur că da. Dacă ai avea doi cai, dau un cal lui Dumnezeu pentru biserică, în mod precis. Dacă ai avea doi porci, ce, de unde știi că am doi porci? Pentru că până acum, nu, dacă nu avem boi, nu, i-aș da nicio problemă dacă nu i-am, nu e așa? E super. Cal la fel, dacă n-am, nu? Dar când cineva zice ceea ce ai, ok, a, acum e o problemă. Deja avem o problemă. Dumnezeu nu ne cere să dăm ce n-avem. Spune să dăm ce avem și vrea să dăm cu tragere de inimă.